Hai. Domnul Ion. Mă obișnuiesc să le pun, ia. Fii atent aici, ce călușul ce o să are pe picioare. Are cal bun. Așa e? Da, da. Domnul Nelu. Să trăiești, Cristi. Bună treabă, așa e? Bună treabă. Domnul Ion, v-ați încălzit? Mă, cum, dragă, că aveți un Ion a avut o cai bun. Domnul Ion. Da. Cum îi zice la căluțul dumneavoastră? Cum îl cheamă? Radu. Radu? Și ce vârstă are Radu? Face 8 ani. Ziceți că ne dăm o tură cu căruța? A... Nu mi-e răspuns acolo, zi, mă, că e un culă. Auzi, Ion... Vedeți în față cum mi-e. Da, exact. Ion e frate cu tică. Așa, așa. No, stați așa un pic, domnul Ion. Domnul Ion! Domnul Ion! Da. Vii frate, domnul tică? Da. Cum vă da. Înțelegeți cu el? Nu, încă ne mai întâlnim, mai rar. Tot la mai rar. Tot la... Tică, viață bună aveți? Tot la două zile. Viață bună aveți? Da, da. Deocamdată, da? Da, domnul Ion, domnul da. Zic că e bun bucătar. E bucătar, că e chiar ar. E, da. Bă, bă, fac și! Bă, bă, unde să trăiești? Hai cu noi! La o tură! Fac și! Asta trebuia să îi facem invitația înainte să ne suim noi. Fac și de mâncare, domnul Cristian. Ce știți să faceți de mâncare, domnul Ion? Paparadă și cartofi. Ce paparadă, mă? Ne ziceți? Am făcut și sarmale. Ați făcut sarmale? Acum, le-am făcut sarmale la ăștia, mi-armate, că au zis... Colonelul, bă, să le faci la ardelene niște sarmale, că să le faci câte patru, ci da, că eu din două i-am nebuniște. Voi și mai mari? Am făcut două ca mâine, ca la frânșa, pe spui. Și? Da, da, chiar le-au mâncat și două. Dacă o fă groasă, nu? Asta, asta. O fă ca pumnul, sarmale. În armată, o fă la ouă, în armată. Ce-ați făcut dumneavoastră, domnul Ion? În armată? Oh, eu fă la cai, în armată. Pătică. Știi cum putem face? Mă duc la mine și când gat, atunci vii cu noi. În colo, dacă vrei. Până atunci nu știu. Bă, ia, răzgați totul pe ci și tine. Păi ia, mere la el, așa, așa. Ne-am la punct. Domnul Ion, cum e viața dumneavoastră? Bine, deocamdată. Cu ce vă ocupați? Mai merg la pădure și cu cai. Mai câte un lemn, nu-ți așa-i? Cai lemn. Hai, mire, mai tăiem. Ce să facem? Și mai duceți, Ion, mai duceți, auzi, mai duceți la câte o tantie, stai la câte un bătrânel. Cristi, Ion e printre singurul care mai lucră cu cai, să știi. Aha. Da, da. Deci aici avem onoarea să ne dăm căruța cu un driver. Are cal de am mondial. Dar fii atent ce coamă frumoasă are. Are și bere, bere fain cu capul tău. Bere cu capul tău. Nu avea să meargă așa. Nu-i somnoros, ai? Nu-i somnoros, ai? Nu! Asta știu eu, vingă, nu se închede. Nu se închede, ca vie. Mă sunt de să închede, că deștepte, că păsă. Asta nu caută briceje. Ce face? Nu caută briceje. Da, și dacă găsiți un bucat scump. Auzi, așa se zice la noi, calul care vine cu capul pe jos. Da, da. Zice eu că caută briceje, știi? Da, da, da. Nu ca omul că se uită după briceagă la aici. Asta, asta. Se despierde cheile. Ia. Auzi, a fost la un intă, băi. Ce? Era unul necăjit acolo. O, hai! O, zice la un moment dat către bătrânul. Zice, mă, zice bătrânul către el. Dar ce ai, mă, zice? Bă, Rebecca, zice, Nicolae, îl știi? Din Cristian. Bă, Nicolae, ce dracu ești așa năcăjit, mă? Bă, Berbescu, ce-ți năcăjit? Eu știi că e numai când încher briceagul. Apă când încher briceagul, zice, dacă nu-ți năcăjit groaznic. O săptămână, a? Până-ți cumpăr altul. Eu am gândit că nu-i aleagă muiere, a? Era năcăjit că și-a încher briceagul. E, dar s-aude așa. A, n-am. Nu-i nimic. A, că știe că glumită, Berbescu. Și poate că chiar așa. Ține, hai. Ține, hai. Hai ți-mi înseamnă stânga, a? Da, da, hai ți-mi stânga, da. Hai ți-mi stânga, cea îndreaptă. E, hai, Radu. Hai, Răducule, dragă. Acum... Îl vii de vânzare, Ioane? Calu? Eu sunt Heluțu. Da, numai ca să... Poate oamenii întreabă, ce ești? Acum ai obosit, am vin cu eu 7 km. Alexandru, hai, bă, și dacă vă vindeți calul, ce vă mai câștigați pâinea? Apoi nu mai găsesc de unde să spui eu. Păi eu ce zic? Nu, nu. Sau mai aveți? Mai aveți acasă încă unul? Eu cam am noroc la cai, băi, de lupi. Lasă-te. Mirea roată. Lasă să vedem aici ornatul, tată, și să vedem ce se întâmplă pe aici. Era! Aici ai viață bună, oamenii foarte relaxați. Aici am urlat, da. Oratul gura râului. Eu îl văd așa pe domnul, zic că cel mai... Ui, bă!
Domnică, mă văd cel mai relaxat om. Poate relaxat la mea, dacă ați mie bun după lucru. Lucrați mult? Numai pe lucru, mă, ne băgăm un pic la dumneavoastră în atelier după călătoria asta, să vedem atelierul. Ne băgăm. Ni l-a arătat? Hai, aia da. Are și jungă, are de tot. Bravo lui. Trebuie să fac, mătică, să vii să săvâna viitoare, să vii să facă un prieten. Că știi aici, văd că mă opresc la magazin, văd ce știe. Bine, cu jugul acasă. Știe la bere aici? Știe ce bine. Bă, ce mașină tine? Cu tractor. Unde mă s-au cu jugul în grădină. Și acolo le curățim, toată ziua facem un ceaun. Aia ce mi-ar face să văd? Când faci asta? Când facem, să vie și Cristian. Când faceți? Hei zi. În ce zi? Săptămâna viitoare planificăm. Doi vineri. Sau sâmbătă, sâmbătă. Sâmbătă. Sâmbătă, păi. Până la 2 la trigătăm, până ne apucăm. Nu, și chemăm pe socul, nu, hai pe bătrânul. Hai să vedem dacă te potrivește, vin. Nu, și dai o fugă până la mea, pe să vin minut. Cred că gine două bănățele faine acum, aia le-ai o țără. Care? Arătați-mi. Una s-a sfârșit pe bicicletă acum. Duc, ai, ca, e pogane, e belgeană. Duc, e mă, că s-a rupe. E belgeană. E belgeană. Ui, cum e, mă ambuiesc. O, hai! Au nu ia să ălea, nu? Că avem și femei calmenuri. Aveți acum, da. O, de-alea. O, hai! Ce face asta, mă, lui Petrișor? Ține, hai! Ține, hai! Păi nu, mă, că-i fata lui Petrișor, mă. Ba, nu-i fata mie. Bună, bună! Mărioară. Fata a și plecat în Dubai, mă, cu a avut luna de mine. Au avut nunta duminică. 5 miliarde. Vai de mine. E conacul Maria Tereza, bă. Aici e ceva. Nu aici, că aici în sine, unde aici? Unde aici? Nebosul noaptea. Da, mă, ăsta cel mai tare. Cel mai tare. Zi, cel mai tare hotel. Da, 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 bă, prea extravagant pentru mine. Ei, mi-e radu. Da, e extravagant. O poți mulți bani acolo. Lasă, mă, bă. Ai plătit? Noi, noi nu suntem scumpi. Ați plătit unul. Da, că n-am plătit niciun bani. Uite, bă, băta, ce cai am avut și el odată în mare. Bă, cai ca lumea, bă, băiețaș. Hai de mintică, ăsta, Cristi, ce cai a fost în Orlat aici. Mă gândesc. Nu știu dacă vă mulți cai în țara România. Nu a fost. Aici de calitate erau... vorbesc aici. Aici au fost caie cailor. Aici care mai de care erau mai făloși cu... Bă, dacă lua unul un cal din Banat, a doua zi era ăla, nu? Numai murșii negri. Ăia duceau, mergeau iar în Banat. Ia, ia. Numai murșii negri au avut aici. Provenea Berbescu din Cristian cu Șerja. Vai. Omul ăsta cu bicicleta iar o abuca ca lumea. Babu Ilie a... A, ui pe Babu Ilie. Omul de sus. Nu, auzi. Omul de lângă gard. O vor fi între primii. Nu în Orlat. În județ. În județ? Da, și cunoscător. Cum îl cheamă? Babu Ilie! Hai cu noi! Nu știu că coborâm de la Crucea Bâjii. Ce faci? Acum mai povesteam la Cristi ce cai a avut dumneata odată. Vă salutăm! Să vii pe la mine într-o zi. Cât de repede să veniți? Câți ani are, mă, Babu Ilie? Ai aia de Emi. Sunt contactează să vină sâmbătă. Mere cu bicicleta, auziți. Băi, Cristi, ce omul ăsta? Ce să-l are praf în el. Ce cai a avut omul ăsta? Tu nu-ți imaginezi. Hai de mine. Numai cai românei. Cred că le dădea și zamă. Ce le dădea? Aici e grijă. Cred că și zamă le dădea. Dacă nu mai mânca ciorbă, le dădea tocană. Așa, așa. Hai de mine ce grijă. Și numai negri avea, mă. Hai ce cai. Negri și mulți. Cum vezi acum în Bucovina? Așa avea. Așa avea el. Așa avea el. Cum îl cheamă? Ilie Albului. Albului Ilie. L-am salutat de fapt. Nu de omenie. Da. Oh, hai, so, hai. Era plătic cu bătrâna, păi când era tânga aici la Orlat. S-adunau toți la el la poarta, pe ce bai de vin, cu ce tică. Chermeze, ce ai? Borcane de vin. Scaliata. E, da, domnul Dică. Bine, vă întâlnea să mai beți ceva, dar de mâncat, mâncați ceva? Mânca, prom. Când beau apă, mânc de prăpâr. Ce? Nu contează. Contează. Orice pică la mână, a? Auzi, dar pe probe ce făceau, nu era asfaltat pe cine. Că pe ulița asta la deal stă bătrâni. Ce mai fata? Cât avem până domnul Dică acum? Cât mai avem? Imediat, aici, la un curba. 2 minute ce mai bun. L-am făcut stânga aia. Are cal frumos, eu să știu. Asta din calul ăsta din toiapă de-a mea. Oare să vedem aici în câși, ori să luăm mânza? Ca mânza aici. Eu le zic că trebuie să încarc lemnele, că pleacă aia fără ac. Nu mai e o actele apă. Nu, băi. Ce n-ai zis de la început? Are o mânză neagră aici la grădină, dar nu știu
Cum mai merge să filmezi acum? Mă bagă, mire. Merg cu mașina, cu mașina care merge. Mașina, numai cât o ia și gata. Păi, de ce ne-a adus-o? Că nu știu că vine. Am adus-o că... Nu știu că vine. A fost la flug și nu mi-a stăt. Păi n-am știu că vine, mă. Cum mă dea sară, mă, n-am urmă? A, ne-am, eu zic de-a sară, păi nebun. Dar nu mai știu. Nu mai știu, că am de la muncă. Nu, e din patru țără sau nu mai ieși? Nu mai, n-are rost, așa e. Și și omul ăsta are de căruri. Bun, tare de lucru. Ce, mă, bun de-a? Hai, noroc! O, hai! Ioane, trage. Trage aici și parchează, nu? Dacă trag voi acolo, ca pe mie, că mă să ceva de acasă, să stai. Mă să-mi încarc lemnele, că nu mai... Aici au vrut. Ui, aici, la sus. Da, aici, aici. Mă să-mi încarc lemnele, că pleacă aia și nu mai dea apă. Mă duc gol. Nu era, nu? Prima te rezolteam așa pe prinsul natural, pe omul. Uite-te că... Domnul Ion, vă mulțumim pentru călătorie. Nici o problemă. Eu vă mulțumesc tare mult. Sunteți un om cum se cade. Acum eu perici acum. Când? Toamnă, mai stau o seara, păi eu e pericea lui. Am avut-o în mână și-o plecat. Ce-i apă?